Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Subiectele Zilei. Sunt Anca Dumitrașcu și alături de colegul meu Bogdan Groșereanu aducem în fața dumneavoastră cele mai importante subiecte ale acestei zile. Pentru că mai este foarte puțin timp până la începerea iernii, noi am stat de vorbă astăzi cu domnul Ion Marinică, meteorolog, pentru a afla cum va fi vremea în următoarele 3 luni și ce ne așteaptă în această iarnă. Dacă va ninge și ce temperaturi vor fi în această iarnă, aflăm din materialul următor. Vă rugăm să ne dați o scurtă prognoză pe 1-4 zile. La noapte vor veni din nou nori. În Oltenia cerul se va acoperi, pe arii extinse va ploua, la munte precipitațiile vor fi mixte, vântul va sufla slab până la moderat, minimele termice mâine dimineață vor fi cuprinse între 1 și 6 grade. Mâine vremea se va menține apropiată de normalul termic, cerul va fi temporar acoperit, pe arii extinse vor cădea precipitații sub formă de ploaie în cea mai mare parte a Olteniei, la munte și în subcarpați sunt posibile precipitații mixte, iar la înălțimi mari vor predomina ninsorile. Vântul va sufla slab până la moderat, maximele termice de mâine se vor încadra între 4 și 9 grade, iar minimele de poimâine dimineață între 1 și 5-6 grade. Și joi și miercuri, vremea se va menține în general închisă în cursul zilei, pe arii relativ extinse va ploua, izolat cantitățile de precipitații vor fi însemnate, vântul slab până la moderat, maximele de temperatură se vor încadra între 3 și 8 grade, iar minimele din cursul nopții între 0 și 4 grade. În cursul nopții precipitațiile se vor ameliora, vor înceta, astfel că până joi dimineața nu va mai ploua, joi va fi o vreme apropiată de normalul termic, cerul variabil, vântul slab până la moderat, maxime de temperatură între 4 și 9 grade, minime de temperatură între 0 și 3-4 grade. Iar vineri și sâmbătă vor veni din nou ploile, cerul va fi temporar acoperit, vântul slab până la moderat, pe arii extinse va ploua, la munte precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare. Maximele termice și pentru joi și pentru vineri vor fi cuprinse între 4 și 8 grade, iar minimele de temperatură între 1 și 6-7 grade. În noaptea de sâmbătă spre duminică, spre dimineață, cerul se va degaja treptat și vremea se va ameliora. Duminică cerul va fi variabil, vântul slab până la moderat, maxime termice între 4 și 9 grade și minime luni dimineața între minus 1 și 3-4 grade. Cum va fi vremea în jurul datei de 1 decembrie? Românii sunt liberi și poate ar vrea să iasă să sărbătorească în oraș la o plimbare. De obicei, în jurul datei de 1 decembrie, după cum știm, apar răciri importante ale vremii și, după cum vedem, răcirea vremii deja s-a produs. Ea va continua să se mențină apropiată de normalul termic, pentru că la data de 1 decembrie, în mod normal, nu este prea cald, deci valori maxime de temperatură apropiate de normal între 0 și 4-5-6 grade și minime în cursul dimineții între minus 1 și 3-4 grade. Cerul variabil cu unele norări și precipitații slabe sub formă de ploaie sau lapoviță și ninsoare în zona de munte. Prin urmare, o zi de 1 decembrie apropiată de normalul termic al datei calendaristice. Când vine iarna, practic, în Craiova? În mod normal, la noi, în Oltenia, iarna ar trebui să vină în jurul datei de Crăciun. Anul acesta, lucrurile pot să fie puțin diferite, pentru că, din punct de vedere al estimărilor făcute pe termen lung de la Reading în Anglia, centru european, apreciază că decembrie în sudul țării va fi ceva mai cald decât în mod normal. După schițele transmise de dumnealor, s-ar putea să avem medii lunare de temperatură cu 1 până la aproape 2 grade mai mari decât normal și valori de precipitații apropiate de normele climatologice. Normele climatologice prevăd precipitații la noi în Oltenia în decembrie între 40 și 60 de litri pe metru pătrat. Rămâne doar să stabilim cu prognozele zilnice cam în ce intervale vor veni acele precipitații. După cum știm, anul trecut, decembrie a fost cald, cu valori maxime de temperatură care au atins în unele intervale 20 de grade și chiar au depășit ușor 20 de grade, iar iarna a venit în ultima noapte din decembrie, adică noaptea de Revelion,
când am avut strat de zăpadă și tot așa noaptea de Revelion a fost cea mai geroasă noapte de Revelion din ultimii 54 de ani. Deci să ne așteptăm la ninsori după Crăciun. Este posibil să avem ninsorile după Crăciun spre sfârșitul lunii ianuarie. În mod frecvent, în ultimii 4-5 ani s-a repetat acest scenariu. În jurul datei de Revelion să apară ninsorile. Poate ne face și o scurtă prognoză pe lunile de iarnă, caracterizați lunile de iarnă. Prognoza de la Reading se întinde până, aprecierile de la Reading se întind până în luna ianuarie. Despre februarie deocamdată n-am primit, vom primi în zilele următoare, însă câteva idei pot să vă spun și eu, din experiența mea personală. Deci să o luăm cu ianuarie. Ianuarie, ca și decembrie, se menține din punct de vedere termic ușor mai caldă decât normal, cu abateri după schița lor cam de 1 grad față de mediile multianuale și cu valori de precipitații apropiate de normele climatologice. În ianuarie, valorile lunare de precipitații multianuale se încadrează între 30 și 50 de litri pe metru pătrat. Deci cam așa vor stau lucrurile, cu toate că primele două luni de iarnă sunt calde în medie față de normal, așa că, după cum știm, că și iarna trecută a fost mai caldă decât în mod normal, pot să apară unele intervale în care vremea severă, adică precipitațiile, ninsoarea, viscolul, stratul de zăpadă, pot să apară, dar nu pentru durate lungi de timp. Deci nu este cazul să ne speriem că cine știe ce iarnă va veni. Va veni o iarnă ușor mai caldă decât normal și, prin urmare, vom trece cu bine această iarnă, chiar dacă în unele momente de timp, în unele intervale de timp, vor apare episoade de iarnă severă. Cum estimați că este această iarnă în comparație cu altele? După cum știm, la nivel mondial, după aprecierile de la NOAA, de la Administrația Americană pentru Ocean, pentru Atmosferă și Ocean, dânsii estimează că 2015 se va încheia cu o medie de plus 1 grad față de media multianuală normală pe planetă. Este prima dată când temperatura globală atinge acest maxim și, prin urmare, și dumnealor sunt de părere că aceasta nu înseamnă că în viitor iernile vor fi întotdeauna mai calde. Deci iarna va fi mai caldă, așa cum am zis, probabil că chiar ușor mai caldă decât iarna care a trecut. Rămâne de văzut cum va debuta primăvara. De obicei, după iernile calde, primăverile apar cu răciri, apar primăveri răcoroase sau chiar reci, cu brume târzii de primăvară. Rămâne de văzut totuși acest aspect. Oricum, încălzirea climatică s-a făcut și se face simțită în continuare pe tot Pământul. Este vreun pericol pentru agricultori această iarnă? Deocamdată nu este niciun pericol pentru agricultori această iarnă. După seceta din vară, ploile din septembrie și octombrie au refăcut rezerva de apă din sol. La ora actuală, rezerva de apă din sol este apropiată de optim și optimă în cea mai mare parte a Olteniei, mai ales după ploile din intervalul precedent, de ieri și de azi noapte. Prin urmare, această rezervă de apă se va menține optimă și apropiată de optimă în tot cursul iernii. Așa cum spuneam, există posibilități ca în unele intervale să apară răciri importante ale vremii sau chiar strat de zăpadă, dar nu este nicio problemă, pentru că plantele cultivate la noi sunt foarte bine adaptate din punct de vedere agroclimatic la condițiile noastre, inclusiv grâul de toamnă și rapița. Eu sper să nu fie probleme din punct de vedere agrometeorologic. Știu că există și un protocol de colaborare între dumneavoastră, da, între cei de la Meteo și agricultori. Cum decurge această colaborare și cum le furnizați informații despre starea vremii? Protocolul, după cum vedeți, decurge în mod normal. Toate informațiile despre starea vremii sunt difuzate cu ajutorul mass mediei, la televizor, în presă, la radio și chiar și pe pagina de internet a ANM-ului sunt afișate aceste informații. Ba mai mult, instituția noastră a permis ca și studiourile de radio și televiziune să afișeze pe site-urile lor aceste informații pentru a fi accesibile tuturor. Există și societăți care au contracte cu noi în derulare pe care le deservim cu promptitudine, fără niciun fel de problemă.
De exemplu, ce tip de informații le puteți da celor care vin la dumneavoastră pentru sprijin? După cum vedeți, putem da informații privind evoluția vremii pe termen scurt de 3, 4, 5 zile și chiar o săptămână, informații pe termen mediu de o lună, două luni, trei luni, până la un semestru, informații generale privind fenomenele meteorologice periculoase care, pentru situațiile care se ivesc în relațiile lor cu instituțiile care le asigură despăgubirile în caz de probleme majore în agricultură. Vorbesc de secetă, grindină, intensificări de vânt, inundații și așa mai departe, pentru că nicio societate de asigurare nu dă niște bani fără niște documente. Documentele le pot obține de la noi și suntem singura instituție care putem furniza documente concrete și corecte în acest domeniu. Eu știu, societatea de termoficare, spre exemplu, cei care furnizează agent termic, au vreo colaborare cu noastră în funcție de datele pe care le dați, de temperaturile înregistrate oficial, furnizează căldură mai multă sau mai puțină? Au avut în anii precedenți contract de furnizare a datelor de la noi. Acum nu știu exact dacă mai au sau nu mai au. Dacă nu mai au, probabil că vor reveni la încheierea unui nou protocol de colaborare, pentru că ei efectiv au nevoie de aceste date și oricum este bine să furnizeze căldura în parametri optimi, astfel încât să nu furnizeze nici prea multă, pentru că costurile sunt destul de importante și lumea nu este așa de bogată încât să suporte orice costuri și nici să tremurăm de frig, iarăși nu este corect. Deci această instituție probabil că va trebui să colaboreze în continuare cu noi, că altă soluție nu există. Doamnelor și domnilor, am revenit în direct, am văzut așadar, vom avea parte de o iarnă frumoasă. Se pare că nu vom avea parte de zăpadă, cel puțin în jurul datei în care va fi Crăciunul. Poate sunt șanse ca de Revelion. Bogdan, ce mi se pare cel mai avantajos din punct de vedere meteorologic este faptul că agricultura, după cum spunea domnul Ion Marinică, nu va fi afectată. Spune că rezerva de apă este în termen optim. Da, spunea că da, a plouat destul de mult și solul și-a luat cantitatea de apă, plantele și-au luat cantitatea de apă de care aveau nevoie. Ții minte că au fost ani în care a fost secetă, pur și simplu, n-au fost precipitații. Dacă nu mă înșel, în perioada 2007-2009, ceva de genul acesta, vreo două sau trei ierni la rând, pur și simplu n-am avut zăpadă, aproape că n-am avut zăpadă. Și din acest lucru, din această cauză, plantele au avut de suferit. Să înțeleg, din ce spune domnul meteorolog, că anul acesta va fi o iarnă cam ca anul trecut, poate puțin mai caldă, foarte puțin mai caldă, cred că aproape insesizabil. Și ceea ce este important, primele precipitații, primele ninsori la noi vor veni undeva în luna ianuarie, după jumătatea lunii ianuarie. În orice caz după Crăciun, da, deci aproape de Revelion sau chiar în primele zile din ianuarie. Se pare că e o tendință generală, pentru că și anii trecuți au fost asemănători. La fel a fost și anul trecut. A fost cea mai friguroasă zi chiar în seara de Revelion. Spunea domnul Marinică faptul că a fost cea mai friguroasă din ultimii 54 de ani. Da, a fost o iarnă, o noapte foarte friguroasă, dar vedeam zilele trecute o altă știre, 21 spre 22 noiembrie a fost cea mai caldă, tot așa, din ultimii nu știu câte zeci de ani, cea mai caldă noapte de 21 spre 22 noiembrie. Da, se pare că avem parte numai de extreme. Noi în partea aceasta, în sud-vest, avem oricum cea mai caldă zonă din România, pentru că, da, România este așezată un fel așa, iar zona noastră a Doljului este cea mai în sud din țară. Tot timpul aici sunt temperaturi ridicate și la noi și în vest. Sigur, chiar dacă le-am dat telespectatorilor o veste, să spunem așa, proastă, pentru că de obicei toată lumea așteaptă zăpadă de Crăciun, să sperăm că totuși va fi o iarnă blândă și, cum spuneam și mai devreme, agricultura, în primul rând, nu va avea de suferit. Noi mergem mai departe și vorbim despre o ordonanță de urgență a Guvernului numărul 44 pe 2015, privind acordarea unor facilități fiscale. Această ordonanță a fost publicată în Monitorul Oficial pe 21
octombrie 2015, iar prin această ordonanță de urgență, persoanele fizice și juridice care au datorii către bugetul consolidat al statului pot scăpa de penalități, penalitățile de întârziere și de o parte din dobânzile penalizatoare, dacă îndeplinesc o serie de condiții. Bogdan, tu ai urmărit acest subiect și vreau să ne spui care sunt aceste condiții prin care persoanele fizice sau juridice pot beneficia de aceste de reducerea sau de eliminarea penalităților. Această ordonanță vine în, cum să spun, face parte din seria de măsuri luate pentru a spori colecta la bugetul de stat. Știm foarte bine, am vorbit zilele trecute, că România, nivelul taxelor adunate, ocupă unul dintre cele mai mici procente din Uniunea Europeană. Avem 35% din PIB. Foarte puțin față de 40, spre 50 și peste 50 în țările nordice. În consecință, lumea, cei de la fisc își dau seama că pe măsură ce se adună datoriile, este tot mai greu să le plătești. Sigur, chiar stăteam această ordonanță 44 pe 2015 sunt datorii acumulate, sunt, cum să spun, niște condiții ca să ți se șteargă o parte din datorii. Spre exemplu, vei fi iertat de 54,2% din dobânzile aferente din accesorii. Practic, ești iertat de peste jumătate din accesorii, adică acele dobânzi și penalități, dacă sunt anumite condiții, vei plăti datoria principală. Adică, să spunem, dacă ai 100 de lei datorie la fisc și, să zicem, dobânzi și penalități de 40 de lei, ca să fie iertat de peste jumătate, 20 ceva de lei din cei 40 de lei dobânzi și penalități, trebuie să îndeplinești anumite condiții. Să plătești datoria principală, aia de 100 de lei, și să plătești ce îți rămâne din penalitățile de care nu ești iertat. Și sunt și anumite termene. Spune articolul 1 din această ordonanță 44 pe 2015 până când trebuie să plătești. Spre exemplu, penalitățile de întârziere, precum și cota de 54,2% din dobânzi aferente obligațiilor de plată, ce ți se iartă. Restante la 30 septembrie 2015, deci ceea ce înregistrai la 30 septembrie 2015, ți se va șterge dacă toate obligațiile de plată principale restante la 30 septembrie inclusiv, administrate de organul fiscal central, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 31 martie 2015. Deci, iată, pentru a beneficia de această reducere, ștergere de penalități, trebuie să faci o cerere la fisc și să spui că vrei să uzezi de prevederile OUG 44 pe 2015 și să achiți ceea ce ai de plătit până la 31 martie 2016 inclusiv. O cotă de 45,8% din dobânzile aferente obligațiilor de plată se stinge prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 30 iunie 2016 inclusiv. Deci, iată, este vorba de 45,8, trebuie să le stingi până la 30 iunie 2016 anul viitor. Aceasta este termenul până la care trebuie plătite. De asemenea, trebuie spus că aceste datorii se sting după un calendar. Spre exemplu, dacă primești comunicarea în intervalul 1-15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare. Dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31% din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare. Așadar, oamenii trebuie să, cei care au astfel de penalități de întârziere și dobânzi penalizatoare, trebuie să depună o cerere. Trebuie să depună o cerere la fisc. Evident, vor primi, dacă se vor duce acolo, vor primi și alte informații necesare referitoare la ce. Dar aceste lucruri se pot afla și pe cale electronică. Trebuie să luăm acum o scurtă pauză de publicitate, apoi revenim cu cele mai importante subiecte ale acestei zile. Tradiții, obiceiuri, folclor, mituri, amintiri din copilărie, dar și prosperitate. Acestea sunt cuvintele care definesc Oltenia, regiunea în care trăim. Noi credem că avem cu ce să ne mândrim. Eu consider că am schimbat în primul rând fața comunei. Echipa Iubesc Oltenia își propune să arate toate aceste valori care se regăsesc în mediul rural. Știm că și comuna în care locuiți merită să fie cunoscută de oltenii de pretutindeni.
prin finanțare pe programe externe, să reușim să facem câteva proiecte care au schimbat, în bine zic eu, fața comunității. Emisiunea Iubesc Oltenia vă ajută să vă faceți vocile auzite și să vă promovați comuna în care locuiți. Doamnelor și domnilor, am revenit în direct. Vorbeam înainte de publicitate despre acea ordonanță de guvern numărul 43/2015 privind acordarea unor facilități fiscale și ne spunea Bogdan câteva detalii și aceste condiții pe care trebuie să le întrunească persoanele fizice și juridice care vor să scape de penalitățile de întârziere și de dobânzile penalizatoare. Sunt foarte mulți datornici în dol și o să recomand telespectatorilor să citească mâine în Gazeta de Sud articolul scris de colega noastră, Ramona Olaru. Din câte înțeleg, informațiile de la fisc, sunt în jur de 12.300 de datornici care ar putea beneficia de această ordonanță. Deci, practic, ce se întâmplă? Ei își asumă că plătesc datoria principală și beneficiază de reducere de peste 50% din acele dobânzi penalizatoare. Dacă fac acest lucru, în anumite termene, se angajează să plătească acești bani. Sigur, noi trebuie să mergem mai departe și să vorbim despre faptul că absolvenții de anul acesta ai Școlii Ecologice Sfântul Ștefan nu și-au primit nici acum diplomele. Este la telefon domnul Teclu Codreș, președintele Consiliului de Administrație al acestei școli. Bună seara! Bună seara! Spuneți-ne, vă rog, ce se întâmplă cu diplomele absolvenților din acest an? Păi, în primul rând, ați făcut deja o afirmație greșită, că n-au fost eliberate nici până acum. Vreau să vă spun că suntem în termen. Deci, de la absolvire până la întocmirea documentelor de absolvire, da, durează câteva luni, așa a fost în fiecare an și noi suntem în grafic. Câte luni durează până să dați aceste diplome, dacă spuneți că sunteți în termen? Întotdeauna în interval de 6 luni, anul trecut chiar în februarie s-au eliberat. Dar de ce totuși durează atât de mult? Pentru că bănuiesc că absolvenții aceștia vor să se angajeze și bănuiesc că au nevoie de această diplomă. Și totuși dumneavoastră spuneți că este posibil să dureze până în februarie. Știu că la alte facultăți diplomele se eliberează mult mai repede. Deci vă spun așa, a fost anul trecut. Așa, asta e unul. Doi, noi eliberăm adeverință ca orice instituție de învățământ, unitate de învățământ, pardon, care ține locul certificatului de absolvire până când procedura este îndeplinită, care acum e îngreunată din cauza unor persoane răuvoitoare. Atâta tot. Răuvoitoare în ce sens? În ce sens? De ce e răuvoitoare? De ce spuneți acest lucru? Pentru că e un detaliu la completarea formularului care lasă formularul respectiv elaborat de minister, lasă la aprecierea unității de învățământ să completeze într-un anume fel, cu o indicație. Sunt cel puțin 3 variante care putea fi completate. Noi am completat o variantă care, dacă mergeam cu ea la inspectorat, se aproba, dar a apărut o observație, eu zic, necolegială, care, iată, face întârzie, și atenție, întârzie 2 elevi, nu mai mult. 2-3 au venit până acum. Domnul președinte, am și o întrebare, mă scuzați. Da. Cei care termină aceste cursuri, se pot considera că au absolvit o școală post-liceală sanitară sau nu? Nu sanitară. Nu sanitară, deci. Deci aici a fost greșeala că ni s-a propus să tăiem. Noi am completat acolo. E un rând în discuția ta, tot un fleac. Vă repet încă o dată, nu suntem în întârziere. Au adeverință, poate să angajeze. Îi ajutăm să angajeze. Noi am primit 2 firme de intermediere pentru locul de muncă în Germania și Anglia. Deci lucrul acesta e făcut doar cu rea intenție, dar vă repet, pentru ele nu trebuie să se agite. Dar ei ce pot să se angajeze? Pot să se angajeze, spre exemplu, asistente medicale? Sigur, cu adeverința respectivă, numai să găsească locuri de muncă. Cu adeverința? Sigur, da. Dar deci, totuși pe diploma, înțeleg că pe diploma lor nu va scrie școală post-liceală sanitară, ci doar cursuri post-liceale, școală post-liceală ecologică, Sfântul Ștefan. Deci așa este, așa e formularul. Deci nu putem să scriem școală post-liceală sanitară, fiindcă noi nu suntem acreditați cu denumirea de sanitar. Și avem și alte definiții, pardon, și alte specializări în școala noastră. Și dumneavoastră ce menționaseră pe aceste diplome? Că înțeleg că pe aceste diplome dumneavoastră le-ați făcut deja. Păi le-am făcut, sunt 160 de diplome pe care trebuie să le aruncăm pentru că cineva a gândit altfel. Bun, cine a gândit de la inspectorat? Cine vă pune bețe în roate?
Nu dau nume personal. Se știe din mediul nostru. Vreau să văd că și la inspectorat au fost păreri diferite. De aceea s-a întâmplat, nici până acum nu avem ok-ul. De-abia astăzi am obținut. Cum să completăm din trei variante posibile, corecte toate. Și totuși, pentru că vorbeam mai devreme, spuneați dumneavoastră că sunteți în termen legal pentru acordarea acestor diplome, până când ar fi legal să le dați? În 6 luni de zile am spus. În 6 luni. Domnul președinte, da, întrebați și OAMR-ul. Da. Păi și când este prima generație care termină? E a 16-a. Și până acum ce scria pe diplomele lor? Păi anul acesta s-a schimbat formularul și aici, iarăși, pot să vă spun că noi am făcut în completarea aceea relativă, am preluat un cuvânt de anul trecut, din formularul de anul trecut, și anume cursuri, că a absolvit cursurile și a zis pozițiale, fiindcă pe rândul următor se spune ce școală a absolvit. Ce ni se propune nouă, ni se propune, să spunem, pe rândul 2 a absolvit școala polițială, pe rândul 3 școala polițială, cum o cheamă. Adică o știție inutilă. Am și înțeles, dar pe vechile diplome scria școală polițială sanitară sau nu? Asta nu, niciun caz. Nu. Formularele sunt și pentru licee, pentru școală polițială pe la liceele tehnologice. Este nivel 5, nu un nivel european. Bun, cam o ultimă informație, cam când trebuie să se aștepte absolvenții că vor primi aceste diplome? Deci încă o dată, să se înțeleagă că absolvenții se pot angaja și mâine cu acea adeverință. Au venit toți să-și ia această adeverință, spuneați dumneavoastră, de 160. Da, deci au venit 3 persoane care se agită, care au urgență. Le-am dat adeverință. Și acum să vă răspund când anume. Să înțeleg că doar 3 persoane intenționează să se angajeze în acest domeniu după ce au terminat această școală? Deci 3 au venit să ne ceară neapărat certificatul, că pleacă în altă țară și motivații că nu merge decât cu certificatul. Dar noi avem sute de absolvenți în Europa. Este posibil să nu meargă, pentru că știm că s-a întâmplat și cu acele diplome de la universitate și mergeau să dea la o facultate în străinătate și nu le erau recunoscute aceste adeverințe. Poate este și cazul lor. Nu e cazul, stimatul domnul, nu e cazul. Așa s-a eliberat mereu până acum. Deci astea sunt doar intenții răuvoitoare. Și păcat, pentru că școala noastră se știe, sau bănesc că știți, este cea mai corectă școală polițială. Păcat că se face asemenea afirmație că n-am fi noi corecți. Cel puțin noi nu facem afirmația. Noi voiam să știm exact ce s-a întâmplat acolo și despre ce e vorba. V-am spus despre ce e vorba. Suntem în termen legal, eliberăm, uitați. Așteptăm acum din nou de la Imprimeria Națională să ne trimită factura pro forma. Și asta iar îți durează câteva zile. Ca să vă răspund, o ultimă întrebare, dacă îmi permiteți, cam câți absolvenți aveți de când ați înființat această școală pe cursuri sanitare? Da. Peste 1200. Sunt 15 promoții cu câte 200-300 că am avut și 8 clase de absolvenți, deci peste 1500 de absolvenți și nu au fost discuții ca până acum. Înțeleg că discuțiile sunt la inspectorat, care spune că trebuie să reformulați ceea ce scrie pe diplomă. Inspectoratul este cel care trebuie să ne dea ok-ul și astăzi ne-am lămurit. O să facem așa cum zic dânsii, la sugestia, dar o să dureze câteva zile și vă repet, nu-i problemă, se agită 2-3 absolvente care sigur nu au fost cele mai bune absolvente ale noastre. Dar asta e altceva. Păi, dumneavoastră spuneți că n-au fost cele mai bune și totuși probabil cer aceste diplome să se angajeze și bănuiesc că sunt singurele cazuri care vor să se angajeze din moment ce au nevoie de această adeverință. Cum să fie singur? Deja noi la școală se face pregătire în limba germană și engleză, pentru că sunt peste 25 de elevi care vreau să plece. Bun, să sperăm că această situație se va remedia cât de curând și că toți absolvenții din acest an vor obține aceste diplome. Bogdan, mulțumim foarte mult pentru intervenție. O paranteză, o rugăminte. Haideți, vă rog eu frumos, dacă este interesant și învățământul polițial, chemați-mă și pe mine la o discuție, că avem și subiecte onorabile, de excelență, în învățământul nostru particular. Sigur, posicial. O să avem în vedere ceea ce le spuneți dumneavoastră și cu siguranță vom avea discuții în această emisiune despre acest lucru. Deocamdată vă mulțumim foarte mult pentru intervenția dumneavoastră. Bogdan, ce părere ai? Este vorba practic de o mențiune în această diplomă și practic
peste 150 de absolvenți sunt în această situație, nu își primesc diplomele. Da, este regretabil că din cauza unor neînțelegeri, înțeleg eu, nu ar fi chestiuni de fond, ci de formă, pentru că, din câte spune domnul președinte al Consiliului de Administrație, această școală produce deja de câteva generații, are peste 1000 de absolvenți. Sunt nevoiți să sufere practic beneficiarii, cei care au făcut școala pozliceală, această școală pozliceală, care înțeleg că este privată, deci s-au plătit niște taxe acolo, părinții lor sau chiar ei înșiși a trebuit să plătească niște bani și este păcat că după ce au absolvit nu reușesc să intre în timp util în posesia acestor diplome, pentru că e un lucru îmbucurător că acele persoane care, iată, abia au absolvit cursurile și și-au găsit de lucru. În mod normal ar trebui să nu fie nicio problemă. Aceste chestii cu nu se înțelege inspectoratul, cu școala, n-ar trebui să-i privească pe cursanți. Și mai ales ei și-au făcut treaba. Da, exact. Ei au plătit niște bani, au făcut cursurile, au avut încredere și, până la urmă, cineva trebuie să-i despăgubească în caz că, spre exemplu, acele persoane, eu știu, ratează angajarea din cauza că, deci, sunt respinse pentru că nu scrie pe diplomă, nu știu ce scrie sau nu au diplomă, ci au o simplă adeverință. Da, da, din nou mi se pare foarte ciudat faptul că termenul legal este de 6 luni. Mi se pare mult. Da, în mod normal adică ar trebui... după ce faci o școală pe care probabil te ajută părinții să o plătești, va mai trebui să stai încă 6 luni dacă exact. Să spunem că nu îți primești diploma. Ai promovat examen? Nu, există formularele deja făcute, diplomele deja făcute, ți se completează și ți se eliberează. Ce atâta 6 luni pentru un carton? Da. A zis și domnul, a menționat domnul Codre și de această adeverință. Ideea e că atunci când terminăm o facultate sau o școală post-liceală, da, cum este aceasta, ar trebui ce să beneficiem așa, de diplomă. Ce este așa greu ca să se elibereze un număr de da, diplome, deja să fie tipărite și în momentul când te aduci, faci o cerere și ți se dă. Nu înțeleg de ce trebuie să stai 6 luni. Birocrația de asta este și la Universitatea de Stat. Da. Trebuie să faci tot felul de acte. Trebuie să pierzi o zi întreagă ca să ți ridici diploma de la facultate. Nevoie să te angajezi sau să faci anumite acte. Da. Aș vrea să vorbim și cu colega noastră, Carmen Rusan, dacă colegii mei au reușit să facă legătura cu ea. Se pare că Carmen nu este pe fir deocamdată, pentru că ea s-a ocupat de acest subiect și știe mai multe lucruri, să spunem. Dar... O să citesc eu, avem și noi niște hârtii aici, dintre o corespondență între Școala Pozliceală Ecologică Sfântul Ștefan și Inspectoratul Școlar Județean Dolj. S-a făcut o sesizare, nu o să citim cine a făcut-o, varianta completată, zice Școala Pozliceală, varianta completată de noi pe cele deja 160 de formulare este domnul, doamna, care a absolvit cursurile pozliceale în anul 2015 la Școala Pozliceală Ecologică Sfântul Ștefan. Varianta propusă de fosta președinte a Comisiei de Examinare este care a absolvit școala pozliceală sanitară în anul 2015 la Școala Pozliceală Ecologică Sfântul Ștefan. Deci înțeleg că este vorba dacă pe această diplomă scrie sanitar sau nu. Da. Carmen Rusan, jurnalist la Gazeta de Sud, este în direct alături de noi. Carmen, bună seara! Bună seara! Ce se întâmplă mai exact cu aceste diplome? Din ce am înțeles eu, există o diferență între terminologia de curs și terminologia de școală post-liceală. Cei de la inspectorat spun că este un ordin 5005 din 2014 care reglementează faptul că trebuie menționat ca formă de învățământ școală, pentru că cursurile post-liceale pot să aibă un termen mai scurt, iar cei de la inspectorat susțin că acele diplome sunt ulterior traduse pentru cei care lucrează în străinătate și poate lăsa loc de interpretare că nu este o specializare de lungă durată, de 3 ani. Dar cum este din punct de vedere legal? Pentru că domnul președinte al Consiliului de Administrație al Școlii Ecologice Sfântul Ștefan spunea că este rea intenție. Este rea intenție sau așa este legal? Dacă cei de la inspectorat fac referire la un ordin de ministru, deci nu este ceva ilegal. Deci practic sunt îndreptățit să ceară această mențiune pe diplomă. Nu este mențiunea, pentru că
la partea respectivă este forma de calificare, unde trebuie ei să completeze și inspectoratul susține că trebuie să se scrie termenul școală și nu termenul curs. Cursul poate să fie de scurtă durată. Carmen, în opinia ta, cursanții ar putea într-un fel fi afectați de ceea ce va scrie într-un fel sau altul pe diplomă? Da, pentru că diplomele respective sunt traduse și niciodată nu s-a pus termenul curs post-liceală. Dacă vă uitați în nota de fundamentare trimisă de reprezentanții școlii către inspectoratul școlar, la penultima parte îi menționează că în anii anteriori au scris școală post-liceală. Nu știu de ce acum se împiedică de acest termen și nu mai respectă practic ce au făcut anterior. Este același lucru, numai acum că acum s-au gândit să-l redenumească din punct de vedere a ceea ce scrie pe diplomă. Nu, dar au menționat anterior, școală post-liceală. Deci în anii anteriori au dat astfel de diplome cu titlul de școală post-liceală. Chiar dumnealor menționează în nota telefonică către inspectoratul școlar la care a făcut referire. Da, am înțeles. Dacă se traduce în străinătate, cei de acolo pot să înțeleagă că n-ai făcut o școală post-liceală sanitară, ci că ai făcut alte cursuri care nu echivalează cu pregătire de lungă durată. Da, totodată aș vrea să precizez că există un ordin de ministru, l-au găsit astăzi, care reglementează perioada de eliberare a diplomelor de studii după examene și există un termen de 15 zile pentru eliberarea acestor documente de studiu. Deci nu sunt 6 luni în preuniversitar, sunt 15 zile. Totodată adeverințele eliberate de unitate de învățământ sunt valabile 15 zile conform acelui ordin de ministru din 2011. Deci atât, avem legislație, deci avem legislație care practic după datele pe care ni le dai tu ar fi încălcată. Pentru că domnul Teclu spunea faptul că au termen de 6 luni să elibereze aceste diplome. Da, așa mi-a precizat și mie domnul președinte al Consiliului de Administrație, însă eu am găsit acest ordin de ministru în care se precizează că atât conducerea școlii cât și reprezentanții comisiei de examinare răspund pentru eliberarea acestor documente. Oricum, ar fi în termenul legal prevăzut, adică în cele 15 zile după absolvirea studiilor sau după susținerea examenului. Da, exact așa cum vorbeam acest lucru, termenul prelungit de care vorbea domnul Teclu, chiar poate să îngreuneze situația absolvenților, pentru că 6 luni mie mi se pare o perioadă foarte mare de timp în care să te angajezi. Absolvenți care ne-au sesizat situația de la școala Sfântul Ștefan pentru că au fost în străinătate să se angajeze, au ratat posturile respective, nu aveau o situație financiară prea bună, au fost absolvenți care au fost ajutați de prieteni, de vecini să-și plătească cursurile acestei școli, care nu sunt deloc pentru ca mai apoi să poată să stea încă aproximativ 6 luni tot pe banii părinților sau, mă rog, a diverselor cunoștințe care au posibilitatea financiară să-i ajute. Carmen, îți mulțumim foarte mult pentru intervenția ta. Bogdan, iată, diverse contradicții. Există acel ordin de ministru care spune că în 15 zile, pe de altă parte se motivează că în 6 luni, deci tot timpul au fost probleme cu aceste diplome. Nu poți să... Exact cum am mai spus, nu poți să ridici o diplomă, ai terminat cursurile, ai ofertă să te angajezi și poate acei oameni, cum a spus și Carmen, te duci să te angajezi, nu știu, în Franța, în Germania, vor să vadă că scrie școală sanitară. Dacă tu scrii școală post-liceală și ai cursurile acolo, nu este evident faptul că ai făcut cursuri sanitare. Ai făcut anumite cursuri. Ei pot să înțeleagă că și noi la facultate, da, am făcut specializarea principală și am mai făcut și alte cursuri, da? Ei vor să vadă că ai făcut o școală sanitară, o școală, ca să poată să te angajezi. Iar faptul că până acum a fost trecut ceva pe diplome și acum este trecut altceva, în condițiile în care sunt aceleași condiții, s-au predat aceleași materii, s-au făcut aceleași lucruri, mie mi se pare puțin și o chestiune de discriminare față de foștii cursanți ai actualilor. Da? De ce colegul care a terminat anul trecut scrie școală sanitară pe diplomă și de ce la mine nu scrie? El a plătit o taxă, eu am plătit aceeași taxă. El a făcut niște cursuri, eu am făcut aceleași cursuri. De ce la mine să nu scrie? Ar fi interesant de văzut acel contract pe care îl încheie
cineva care se înscrie la această școală, că bănuiesc că acolo trebuie să fie menționată și perioada în care ar trebui să, să-și ia diploma după ce termină și anumite condiții. Da, e, ar fi interesant, ar fi interesant de văzut. Rămâne să vedem cum se va termina toată această problemă, pentru că, într-adevăr, este o problemă. Sunt 160 de absolvenți în care sunt ei și familiile lor sunt prejudiciați. Poate că, da, familia nu mai poate să... este fluctuantă piața muncii. Familia nu mai poate să îl susțină în continuare. Da, plus că sunt mulți dintre cei care fac o astfel de școală, mulți merg în practică la spital și poate, nu știu, aud de un anumit post și vor să se înscrie pentru postul respectiv, să dea concurs sau, mă rog, cum se procedează. Și nu au această posibilitate pentru că diploma le lipsește, efectiv. Exact. Trebuie să beneficiezi de diplomă imediat ce ai absolvit școala. Este inacceptabil așa ceva. Este un drept al lor și dacă se referă acel ordin, da, că trebuie să ți se elibereze maxim 15 zile, conducerea școlii este în culpă. Ea trebuie să spună de ce în cele 15 zile absolventul nu beneficiază de DIP. Sigur. Să sperăm că această situație se va remedia cât de curând. Noi mergem mai departe și vorbim despre furtul sau pierderea carnetului de sănătate. Este la telefon cu noi Ana Maria Predilă, jurnalist, Gazeta de Sud. Bună seara, Ana! Bună seara! Știu că sunt 3500 de dolgeni care deja și-au pierdut cardul de sănătate. Ce trebuie să facă? Să și-l recupereze sau cum fac să-l aibă din nou? Așa este, deși cardul de sănătate a fost predat în mai multe etape dolgeni. Cred că s-a pierdut legătura. S-a întrerupt legătura, din păcate. Vom reveni. Am mai discutat despre acest lucru. Ana urmărește constant ceea ce se întâmplă și a urmărit acest subiect. Chiar am mai vorbit săptămâna trecută despre cozile care încă sunt la CAS, chiar încă dacă acest card a fost implementat. Încă sunt la CAS, pentru că, ca orice program nou, întâmpină dificultăți. Fie se blochează cardul. Dacă ți-amintești, erau și glume și chiar cazuri reale erau relatate în care pe rețelele de socializare a circulat zvonul că aceste carduri vin cu ele și cu o sumă, nu știu, 3500 de euro sau nu știu cât spuneau. Evident, a fost o glumă pe Facebook, dar s-au gândit destui care să se ducă și să introducă acele carduri în bancomate, blocând bancomatele. Da? Cineva le-a spus că, vedeți, nu fiți proști, că vine de la Uniunea Europeană cu 3000 de euro. Da, s-a refăcut legătura cu Ana. Ana, spune-ne cum facem să ne recuperăm cardul de sănătate pe care l-am pierdut. Deci, pentru acest lucru, dolgenii trebuie să meargă la sediul Casei de Asigurări de Sănătate Dolj, acolo unde trebuie să completeze o cerere tip pe care o vor primi de la reprezentanții Casei de Asigurări de Sănătate Dolj. Vor lăsa o copie după cartea de identitate și vor trebui să plătească în jur de 15,50 lei o taxă prin care le va fi tipărit acest card. În termen de 30 de zile le va ajunge din nou cardul, timp în care vor primi o adeverință înlocuitoare a cardului, cea cu care se vor prezenta din acel moment la orice furnizor de servicii medicale de care au nevoie. Ce se întâmplă în cazul cardurilor furate? Se procedează la fel? Este aceeași procedură. Fie că este vorba de carduri furate sau pierdute, procedura este aceeași. Aceeași este procedura și în cazul cardurilor care au fost tipărite greșit, care au avut datele înregistrate greșit pe ele și apare o eroare din acest punct de vedere, cu precizarea că în cazul acestor carduri tipărite greșit, asiguratul nu va mai fi nevoit să plătească așa acea sumă de 15,50 lei, pentru că se consideră o eroare din sistem. Sigur, îți mulțumim foarte mult pentru intervenția ta. Așadar, pentru cardurile care sunt pierdute sau furate, se va plăti taxa. Trebuie refăcută procedura. Da, se va reface procedura, iar cardul va fi primit în termen de 30 de zile. Și trebuie să spunem că sunt și 10.000 încă neridicate. Deci dojenii care nu le-au ridicat să meargă la sediul Casei de Sănătate, pentru că nu au putut fi distribuite nici prin poștă, nici prin medici de familie. Trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim cu cea de-a treia parte a emisiunii.
Tradiții, obiceiuri, folclor, mituri, amintiri din copilărie, dar și prosperitate. Acestea sunt cuvintele care definesc Oltenia, regiunea în care trăim. Noi credem că avem cu ce să ne mândrim. Eu consider că am schimbat în primul rând fața comunei. Echipa Iubesc Oltenia își propune să arate toate aceste valori care se regăsesc în mediul rural. Știm că și comuna în care locuiți merită să fie cunoscută de oltenii de pretutindeni. Prin finanțare pe programe externe să reușim să facem câteva proiecte care au schimbat, bine zic eu, fața comunei. Emisiunea Iubesc Oltenia vă ajută să vă faceți vocile auzite și să vă promovați comuna în care locuiți. Am revenit în direct, mergem mai departe și vorbim despre faptul că ieri a avut loc un marș anticozlodui la Craiova. Peste 100 de activiști ai Asociației Civice pentru Viață din Craiova au participat la acest protest împotriva noilor obiective nucleare de la Cozlodui. Statul vecin vrea să construiască un depozit de deșeuri nucleare cu o capacitate de 350.000 de tone și un reactor cu o putere instalată de 1200 de megawați. Bogdan, tu ai participat la acest marș. Ce s-a întâmplat? Ce spun protestatarii? Da, am participat la acest marș care s-a derulat pe traseul Piața Mihai Viteazul, Strada Unirii, Strada Albiscan, Piața Buzești. Am mers prin fața primăriei Craiova și s-au reîntors în Piața Mihai Viteazul. Au participat peste 100 de persoane, 100 de activiști, grupați în Asociația Civică pentru Viață. Pentru telespectatori trebuie spus, Asociația Civică pentru Viață este constituită din cei care formează grupul de acțiune civică. Sunt cei care în această vară am participat și noi la această acțiune civică, au strâns peste 15.000 de semnături pentru ca în Craiova să se deruleze un referendum local pe tema obiectivelor nucleare de la Cozlodui. De ce este important, o repet, pentru că la mai puțin de 100 de kilometri pe granița Dunării, la Cozlodui, în Bulgaria, funcționează această centrală nucleară, din cauza căreia și noi, Craiova, suntem în zona de risc nuclear. Am văzut ce se poate întâmpla în cazul unui accident nuclear. Avem exemplele de la Cernobâl din Ucraina în 1986 și Fukushima, da, acum recent. Practic, în cazul unui accident nuclear, 100 de kilometri înseamnă foarte puțin. Știm foarte bine ce mutații genetice produc radiațiile nucleare, decese de cancer și așa mai departe. Activiștii vor ca Consiliul Local Craiova au strâns aceste 15.000 de semnături și totuși cei 27 de consilieri municipali nu au aprobat organizarea unui referendum, cu toate că conform legii acesta se poate organiza. Era nevoie de cel puțin 13.000 de semnături. Haideți să vă citesc și câteva, da, ceea ce scrie pe pancardele protestatoarilor. 15.000 au semnat, oare nu are impact? SOS, domnul Iohannis, Craiova vrea referendum, aleșii locali ne refuză. Vrem referendum local cu mesaj național, respectați convenția de la Aarhus și în Oltenia. Sunt doar câteva dintre mesajele afișate. La finalul acțiunii, coordonatoarea acestui grup, profesor Luminița Simoiu de la Facultatea de Chimie a Universității din Craiova a citit câteva fragmente din cartea Dezastrul de la Cernobâl, mărturii ale supraviețuitorilor, a scriitoarei și jurnalistei beloruse Svetlana Alexievici, care a fost distinsă în acest an cu premiul Nobel pentru literatură. Deci spune foarte clar în cele câteva fragmente că în maximum o săptămână fragmente radioactive de la Cernobâl au ajuns în Polonia, Germania, Austria, România, Elveția, nordul Italiei, Franța, Belgia, Olanda, Marea Britanie, nordul Greciei și chiar în Israel cuvenit și Turcia. Spune această autoare, a fost nevoie de mai puțin de o săptămână ca acest Cernobâl să ajungă o problemă a întregii lumi. Ei bine, acest reactor nuclear acum, în urma a ceea ce s-a întâmplat, a fost izolat prin o carcasă de beton, dar se pare că în ultima perioadă această carcasă a crăpat. Sunt circa 200 de tone
de materiale nucleare acolo, dar pe o suprafață ce totalizează 200 de metri pătrați sunt crăpături și prin ele continuă să iasă la suprafață particule radioactive. Crezi că există posibilitatea să fie împiedicat acest lucru care urmează să se construiască? Atât convențiile internaționale, convenția ESPO și convenția de la Aarhus spun că în momentul în care se fac asemenea proiecte cu impact transfrontalier, trebuie consultată populația din zona de impact. În cazul nostru, atât populația din Bulgaria cât și populația din România. Pentru că, nu e așa, în cazul unui accident, poate să fie contaminată și noi am arătat, am avut anumite rapoarte prezentate în Gazeta de Sud, spitalele din Craiova nu sunt pregătite să facă față unui dezastru nuclear, mai mult nici nu se prea face informare cu privire la ceea ce trebuie să facă populația în caz de dezastru poate, nuclear. Poate în final va fi împiedicată această construire a depozitului de deșeuri nucleare și acelui reactor? Nu s-a întâmplat până acum ca o asemenea consultare publică să ducă la stoparea unui proiect nuclear. Dar trebuie mers mai departe și dacă, să zicem, chiar nu se poate împiedica, trebuie mers pe măsuri de siguranță. Statul vecin să-și asume, spre exemplu, garanții nelimitate în cazul unui accident să suporte consecințele, da? Bun, noi trebuie să mergem mai departe și să vorbim despre câteva informații din domeniul agricol. Vom vorbi în continuare despre amenajamentele pastorale. Este în legătură telefonică cu noi domnul Dumitru Meilă, directorul Oficiului de Studii Pedologice și Agrochimice. Bună seara! Bună seara dumneavoastră și ascultătorilor emisiunii noastre! Domnule Meilă, ce trebuie să facă primăriile în legătură cu aceste amenajamente pastorale? Amenajamentele pastorale au fost hotărâte prin hotărârea de guvern sau reglementate în 2015. Oficiul de Studii Pedologice și Agrochimice Craiova le stă la dispoziție pe bază de contract cu un studiu pedoagrochimic care conține date tehnice necesare documentației de întocmire a amenajamentelor pastorale. Deci dumneavoastră, practic, îi ajutați cu acest studiu? Absolut. În baza hotărârii Guvernul 78 pe 2015. Și ce trebuie să facă pentru ca dumneavoastră să știți de aceste primării și să mergeți acolo să faceți studiul respectiv? Dumnealor au o singură obligație, prin hotărârii de guvern, să pună la dispoziție consultanțe agricole anumite date. Noi facem partea de pedoagrochimie. Acest studiu pedoagrochimic date de încadrare și amenajare în zona geografică, o descriere a reliefului, date referitoare la pantă, caracteristici tehnice ale terenurilor, date climatice, planuri de fertilizare. Domnul director, cam câte comune au făcut până în prezent aceste studii? De asta avem executate 26 de localități administrativ-teritoriale pe baza cel puțin 76.000 de hectare. Deci 26 din 111, înțeleg, din 111 primării. Din 111 administrații publice locale. Dar ce se întâmplă? Am înțeles că dacă nu ai aceste studii, nu poți să primești anumite subvenții de la APIA, da? De vreo 4 ani, 5 ani primesc 110 de euro pe hectar. Au fost bani buni, benefici pentru primării, pentru dotarea lor, bilaje pentru întreținerea bajiștelor, pentru aplicarea de îngrășăminte, amendamente, însă rezultatul a fost neconcludent. Acest ministeru a hotărât ca aceste pajiști să fie tratate exact cum sunt culturile de câmp, floarea soarelui, grâu, rapiță și toate celelalte. Există un termen limită până la care pot să facă aceste studii? Da, a fost o înțelegere sau a fost o normă până în primăvară de de martie, când ei trecut cererile la APIA pentru subvenție, trebuie să pregătească acest plan de amenajament pastoral care include fertilizările necesare în ce privește mărirea producției de fân sau masă verde la hectar. Încă o întrebare, există o perioadă anume în care acest studiu se poate face în condițiile cele mai potrivite? Da, la ora asta noi putem face decât partea de pedoagrochimie, pentru că consultanța la ora asta nu poate să determine
să zicem, sorurile de burin sau ce au în câmp. Și care este perioada cea mai bună în care se poate face acest studiu? Începând de la 1 de martie și până la 1 noiembrie, când dispare vegetația de pe pajiști. Bun, vă mulțumim foarte mult, domnule Meilă. Noi mergem mai departe și trebuie să anunțăm telespectatorii că primarul din Băileș, domnul Costel Pistrițu, a fost găsit în incompatibilitate de Agenția Națională de Integritate. Iată, este o știre care a apărut de curând pe site-ul Agenției Naționale de Integritate. Chiar acum intru pe site-ul Agenției trebuie de Integritate. Trebuie să mai spunem și faptul a fost că, în cursul zilei de astăzi. Sigur că nu este singurul din județul Dolj, mai este vorba și despre Dumitru Dincă, primarul comunei Drăgotești, Iulian Popescu, viceprimar al comunei Apele Vii, Marius Leonard Mina, viceprimar al comunei Piscu Vechi, și aceștia ar cam fi cei care au fost anunțați zilele acestea de ani. Să vedem ce zice. Pistrițu Costel, primar al municipiului Băileș, județul Dolj, s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 2 august 2012-28 martie 2013. A deținut simultan funcția de primar și calitatea de membru în cadrul Consiliului de Administrație al Liceului Mihai Viteazu din Băileș. Iată, mulți primari făceau târziu, au văzut că anii chiar încearcă să meargă pe aceste piste. La vremea respectivă, cred că nu se punea problema. Da, primarul este membru Consiliului de Administrație. Dincă Dumitru, Dumitru Dincă, care eu sunt de 15 ani în presă și tot îl știu, primar la Drăgotești, tot așa, era membru în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Drăgotești. Alt viceprimar din Piscu Vechi, tot așa, mă rog, avea funcția de administrator la o societate comercială. Sigur, din păcate emisiunea din această seară a ajuns la final. Noi vă așteptăm și mâine seară de la ora 18:30 cu noi subiecte importante ale zilei. O seară frumoasă!